Vă aduceți aminte de Pavel când a fost în Damasc? După ce a avut vedenia pe drumul Damascului, intră în Damasc. Și când ajunge în Damasc, după 3 zile vine Anania, se roagă pentru el, îi vine vederea, se umple de Duhul Sfânt și începe să-L predice pe Hristos. În momentul ăla, toată cetatea Damascului se pune în mișcare. Ăla care ne prigonea, e pentru ei. Prindeți-l, omorâți-l. Ce fac creștinii? Doamne, scapă-ne, Doamne, scapă-ne, numai atât ori făcut. Doamne, răpește-l pe Pavel de aici și te rog, fă-l să fie undeva în Ierusalim sau nu știu undeva, să-și facă lucrarea, că-l omoră ăștia. N-au făcut așa, ce-au făcut? Păi, Pavel, uite, cunoaștem un frate, stă în zona aia unde-i zidul, facem coșul și-ți dăm drumul, fugi, amin. Credinciosul care se roagă și acționează. Sau credincioșii care se roagă și acționează. Doamne, te rog să mă vindeci. Te vindec, dar crede cuvântul meu. Doamne, te rog să mă eliberez, te eliberez, dar crede cuvântul meu. Vorbește, mărturisește cuvântul meu. Că nu spune Hristos prin prorocii lui în Vechiul Testament, vreau să spună cel sănătos, sunt sănătos. Nu. Vreau să spună cel ce e slab, că sunt tare. Vreau să spună cel ce e legat, că e dezlegat. Niciodată nu a spus, când ești bine, zic că ești bine, că nu, asta nu-i credință. Creștinul diferit e creștinul care se roagă și acționează. Încrederea ta și a mea, dragul meu, în Dumnezeu are de-a face cu vremuri în care ne rugăm, postim, ne punem deoparte pentru Dumnezeu? Și are vremuri în care acționăm cu Dumnezeu? Cu alte cuvinte, sunt lucruri pe care noi suntem datori să le facem și celelalte le așteptăm pe Dumnezeu să le facă. Amin? Vrei să fii diferit? Mă rog din toată inima să ne dea Dumnezeu harul acesta. Să fim diferiți.